De vreo 3 ani încerc, dar nu m-am lămurit ce variante trebuie să joci la loto ca să câștigi un buget pentru 2 ani. Practic, pentru 3 ani jumate, dacă pun la socoteală benzina și marketingul. N-am jucat niciodată, nici măcar acum. Nici nu știu regulile, adică la un moment dat a trebuit să mă documentez pentru scenariu despre regulile loteriei și mi-am prins urechile, n-am înțeles nimic și nimeni, nici actorii nu știau exact cum se joacă și e o replică, vine personajul lui Dorian Boguță din el la Sile, care e personajul lui Dragoș Bucu și ne întreabă care sunt regulile la loto. Cum vrei să joci? Variantă simplă? Variantă combinată? Schemă redusă? Variantă combinată redusă? Cap de pod? Deci variantă simplă. Nu știu ce spunem. Mă rog, din câte am aflat mai demult de la domnul Caragiale, important e să joci. Așa cum la Jocurile Olimpice, din câte am înțeles de la lotul nostru de gimnastică, esențial e să participi. Să participi și să nu te gândești neapărat la câștig. Păi ce, de-aia te-ai dus la un EATC ca să te faci regizor? Să te îmbogățești dintr-o comedie indie românească? Paul, așa când îl vezi prima oară, pare un pic apatic. Uneori se uită la tine și nu zice nimic. Dacă nu știi ce a lucrat și nu-l cunoști mai mult de salut, salut, îl consider complet nepotrivit să facă comedie. Deci în borseta aveați o iconiță, bilețel de dragoste și 200 de lei. 300 de lei. Practic tot filmul a costat cam cât bugetul unei singure zile de filmare la un lungmetraj obișnuit. Nu dau sume, ca să nu strivesc corola de minuni a cinematografiei românești. Un lucru e cert, tânărul regizor nu glumește. Cel puțin nu acum, ne asigură Dragoș Bucur, care, oricât, îl cunoaște mai bine. Are foarte mult umor și genul de umor care mie îmi place. Este deschis la filmare, adică noi am avut scenariu scris aproape tot când am început filmarea. Chiar am terminat scenariul în a treia zi de filmare. Dar în timpul filmărilor s-au întâmplat foarte multe lucruri acolo, pe platou. Are piese franțuzești. Ușor, ia uite. Poate șuruburile erau românești din el. Și asta e o calitate, după părerea mea, la un regizor să fie deschis. Deci, una peste alta, regizorul Paul Negoescu s-a demonstrat a fi suficient de cooperant cât să ducă la capăt, după doar 15 zile de filmare, al doilea său lungmetraj. O premieră în felul lui. Un film făcut pentru public, pentru că, spre deosebire de majoritatea filmelor românești, care sunt filme de autor, filme făcute pentru festival, pentru că sunt finanțate de stat, ăsta e un film privat. Că a mers și niște festivaluri și că a luat și niște premii, este partea a doua. Filmul pentru public, despre care vorbește tânărul regizor Paul Negoescu, e o comedie bazată vag pe novela Două loturi a lui Ion Luca Caragiale. Se numește sugestiv Două lozuri. Și da, s-a plimbat pe la niște festivaluri, în ciuda faptului că Dragoș Bucur nu face aici cel mai bun rol al său ca accelerator de faianță. Cred că în Două lozuri apare la final niște faianță vreo 10 secunde, așa. Părea o chestiune care ține strict de bun simț și predestinare. Dar și-a dat seama târziu ce se poate face din drama potrivită la momentul oportun. Momentul în care mi-am dat seama că vreau să fac film, eram deja în 3 de facultate. Trecusem pentru o mare dramă sentimentală la vârsta aia și am făcut un film despre asta și mi-am dat seama ce efect terapeutic a avut asta asupra mea. Dar m-am hotărât să dau la film cumva că suna cool, așa, eram în liceu și îmi povestise maică-mea că la tăierea moțului unul dintre cele 3 obiecte pe care le-am ales a fost o bucată de peliculă, ceva de genul ăsta. Și chiar am citit un fel de proces verbal scris de nașul meu. Nașa și maică-mea deja își pregătesc ținuta de gală pentru can. Și ce să vezi? După 3 participări consecutive la Berlinale Shorts, Paul Negoescu a plecat la Cannes cu un scurt metraj independent, Orizont, selecționat în secțiunea Semaine de la Critique. Practic, de la o barcă cu motor care trimite la Hemingway până la Dacia 1300 a lui Dinel, nu mai era realmente decât un pas. 2, mai exact. Noi mai colaborasem cu el. Noi am mai făcut cu Paul, în cadrul școlii noastre, 2 scurtmetraje, dintre care unul chiar foarte, foarte bun, se numește Linia Fierbinte. Îl găsești pe net. Zi-mi, iubitule, cum ești îmbrăcat? Eu sunt îmbrăcat normal, de casă. Tu cum ești îmbrăcată? Jartiere și chiloței negri de dansele. Experimentele au continuat în forță, inclusiv în cazul primului lungmetraj, intitulat cu maxim exotism, O lună în Thailanda. Dar fără rezultatele scontate de specialiștii noștri în supraviețuire. Am făcut și eu reclame mai de mult, parcă n-am fost foarte talentat în asta, că nu m-au mai chemat.
Iar după aia, la un moment dat, mi-am înființat casa mea de producție cu care am început să produc diverse filme și în felul ăsta am reușit să mă susțin financiar. Noroc cu arta cinematografică și catedra de regie film de la UNEATC, unde Paul Negoescu ocupă un foarte versatil post de preparator. Nu mai există postul de preparator, ceva între preparator și asistent. Adică nu sunt chiar asistent, că nu am doctoratul, dar nu mai sunt nici preparator, că nu mai există post. Mă rog, fiind chestie din aia românească de doctorat, e limpede ce urmează pe CV-ul lui Paul Negoescu. Întrucât, vorba poetului, fără doctorate, viața e pustie. Mi s-a sugerat să-i dau un titlu așa mai pompos, se cheamă Dinamica expresiei audiovizuale și mi s-a reproșat curent fiecare draft pe care îl dădeam că nu are un limbaj suficient de academic. Adevărul e că nici filmul ăsta nou cu Dragoș Bucur, Alexandru Papadopol și Dorian Boguță nu prea are limbaj academic de doctorat. Dar înclin să cred că da, compensează pe undeva. Adică o să râzi poate mai mult decât la celălalt, pentru că glumele sunt apropiate, lumea o cunoști, nu plângi, nu te dai cu capul de pereți, nu te duci acasă și te gândești de ce trăiesc, ce caut în țara asta, nu. Asta nu se deschide, mă?